Mai avem câteva zile și vom trece într-un nou an, 2018. La finele acestui an putem să ne bucurăm că am fost sănătoși cu toții, nu am avut evenimente deosebite. Realizările noastre în acest an, în comuna Asău, au fost următoarele. Am reușit prin Programul Național de Dezvoltare Rurală cu fonduri europene, prin măsura 7.2, modernizarea drumului de la podul Gemenea Lungă și până la Părâul Bobeică în satul Păltiniș. Un drum care era sub orice critică, un drum care, datorită transportului greu cu material lemnos, se cheltuiau mulți bani pentru întreținerea lui. Prin modernizarea aceasta am reușit și să modernizăm câteva căi de acces, cum ar fi de la club spre drumul de la Asău, Apa Asău, în lungime de 390 de metri. Am reușit la Biserica Lunca, la Biserica Ciobănuș, la cimitirul Straja, la halta CFR Ciobănuș. Considerăm că a fost bine primit acest program, întrucât din bugetul local nu puteam să realizăm aceste lucruri. În anul 2017, în atenția noastră a fost și buna gospodărire, menținerea curățenii în satele comunei noastre, la care consider că am avut rezultate bune. Ne-am preocupat și în ce privește asigurarea iluminatului public, comuna noastră având drumuri multe, totalitatea drumurilor național, județean, comunal și alte drumuri sătești, însumând aproape 60 de kilometri. S-au montat aproximativ 164 de lămpi cu LED-uri pe arterele principale în satele Asău, Lunca Asău, Straja Ciobănuș, parte din Apa Asău, urmând ca în anul care vine să ne ocupăm de asigurarea iluminatului modern și în ce a rămas din satul Apa Asău și în satul Păltiniș. Consider că prin o mai bună organizare, anul care vine va aduce rezultate mai bune. De fapt, noi am accesat trei obiective prin Programul Național de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării și am obținut aprobare pentru realizarea canalizării în satul Straja Asău, Lunca Asău și extindere de apă în satul Ciobănuș până la granița cu comuna Agăș. De asemenea, am accesat program tot la PNDL, reabilitarea podului peste părâul Apa Asău în punctul Părâul Soci și reabilitarea dispensarului medical cu casa medicului și împrejurimile acestuia, pentru care am semnat contractul de finanțare în ce privește realizarea podului, urmând ca până în anul nou să fiu chemat la București, semnăm și contractul de reabilitare a dispensarului și extindere de apă și înființarea rețelei de canalizare pentru satele sus amintite. Ne mobilizăm pentru ca anul care vine, 2018, să putem să sărbătorim cu rezultate bune, având în vedere că se împlinesc 100 de ani de la Unirea Principatelor, în atenția noastră va sta activitatea de gospodărire, activitatea de bunul mers al școlilor și rezolvarea problemelor cetățenilor. Anul 2018 va avea un calendar cu activități deosebite pe tema 100 de ani de la Unirea Principatelor, finalizând cu sărbătoarea de 1 decembrie 2018. Acestea sunt câteva realizări și câteva obiective pe care ni le-am propus. Pentru anul care vine, doresc tuturor cetățenilor comunei Asău sănătate, bucurie, să aibă parte de bucurii, să fim sănătoși cu toții și atunci putem realiza ce ne-am propus. Mulțumesc
cetățenilor pentru înțelegerea care au dat dovadă pe parcursul acestui an, întrucât într-un an de zile nu se pot rezolva toate problemele. Dar problemele principale consider că au fost realizate. Pentru anul 2018 urez cetățenilor comunii a său, cât și fiilor satului, oriunde s-ar afla, multă sănătate, la mulți ani și sărbători fericite. Dragi buciumeni, încheiem anul 2017 cu realizări bune pentru Comuna Bucium. Anul 2018, cele mai importante realizări o să fie alimentare cu apa satului Bucium, canalizare sat Bucium, canalizare Răcăuș și stație de epurare. Pentru sărbătorile de iarnă și anului nou, vă doresc tuturor buciumenilor, oriunde ați fi, multă sănătate, fericire, succes în toate. Urez la mulți ani colaboratorilor noștri, colegilor de la Primăria Bucium, Consiliul Local, tuturor românilor, un călduros la mulți ani 2018. Acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, vreau să vă urez și eu la mulți ani, multă sănătate, bucurii, tot ce vă doriți alături de familie și de cei dragi. Sărbătoarea nașterii Domnului să vă aducă pace în suflet, să vă aducă bucurii, să vă aducă cadouri frumoase, să vă aducă tot ceea ce dumneavoastră vă doriți și anul care vine să fie un an cu belșug, cu bucurii, cu realizări și să avem mai multă liniște, să fim mai prietenoși, să fim mai harnici, să fim oameni care contribuie la dezvoltarea localității noastre și a celor din jurul nostru. Este foarte important să fie pace și în același timp să contribuim cu toții la dezvoltarea localității noastre. Vă doresc să aveți această putere și să dea bunul Dumnezeu ca peste ani să dezvoltăm localitatea noastră și oamenii din localitatea noastră să trăiască în pace, în liniște, în armonie și în prosperitate. La mulți ani! Suntem la final de anul 2017. Suntem și în preajma sărbătorilor Crăciunului. Aș vrea să vă transmit tuturor multă sănătate, să vă transmit mult bine alături de cei dragi dumneavoastră. Aș vrea să aduc mulțumiri colaboratorilor cu care am lucrat, Consiliului Local și tuturor celor din comună. Aș vrea să-mi cer scuze celor care i-am deranjat, poate prin atitudinea mea, și să înțeleagă totuși că nu a fost cu intenție. La mulți ani și să ne auzim cu bine în noul an! Dragi cășuneni, de acasă și de pretutindeni, iată că am mai trecut un an, ne apropiem cu viteza luminii, să zic așa, de sfârșitul lui. Cu această ocazie, fiind în luna sărbătorilor de iarnă, frumoasele noastre sărbători, în care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, se naște, vă urez sărbători fericite, multă sănătate și pace în suflet.
și un sincer la mulți ani. Dragi cetățeni ai Comunei Solonț, la final de an doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care l-ați dat comunității noastre și pentru încrederea pe care am simțit-o din partea dumneavoastră. Sper ca noul an 2018 să vă aducă mai multe satisfacții, împlinirea tuturor năzuințelor și multă sănătate, fericire alături de cei dragi. Vă doresc să aveți parte de un an nou fericit. La mulți ani! Stimați concetățeni, suntem la finalul anului 2017 și înainte de a trece la să vă urez cele cuvenite de Sfintele Sărbători, o să trec în revistă câteva din realizările anului 2017, iar aici aș vrea să vă aduc la cunoștință că lucrarea, cea mai mare lucrare poate din ultimul timp a primăriei Mănăstirea Cașin, a comunei Mănăstirea Cașin, este modernizarea drumului în zona Părâul Dulce. Suntem aproape de finalizare, iar la începutul anului următor, cu siguranță, o vom finaliza. Aș vrea totodată să vă informez că am început execuția electrificării satului Scutaru, o realizare extraordinară pentru noi și mai ales că este făcută din fondurile proprii ale primăriei Mănăstirea Cașin. Deci aș putea să spun că primăria Mănăstirea Cașin a ajuns la un nivel la care o investiție atât de mare să nu-i pună probleme foarte mari financiare. Vreau să vă urez acum la finalul anului 2017 sărbători fericite, multă sănătate, să ne întâlnim sănătoși în anul care vine, iar în 2018 să împlinim tot ce ne dorim, mai ales că pregătim alte proiecte pe care vrem să le ducem la îndeplinire pentru bunul mers al comunei și pentru bunăstarea dumneavoastră. La mulți ani! Dragi concetățeni, Primăria Căiuț, împreună cu Consiliul Local, vă urează sărbători fericite, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Împreună vom duce mai departe proiectele puse în plan pentru anul 2018. Cu această ocazie, vă urez sărbători fericite alături de cei dragi. Dragi cetățenii Comunei Bârsănești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă urez sărbători fericite, la mulți ani și multă sănătate! Din partea Consiliului Local, a personalului primăriei și a mea personal, vă doresc multă sănătate, fericire și să aveți un an plin de bucurii și realizări. Aș avea rugămintea la sfârșit de an
să facem un mic bilanț al împlinirii unui an și jumătate de la conducerea primăriei Oituz. Pot să vă anunț că am semnat un contract de asfaltare cu fonduri europene, care în primăvară o să înceapă. Am reușit să fac un număr de 7 podețe, de 3 podețe mici pe pârâu Sărat, 2 la în satul Margina, 1 în satul Hățman. Suntem în finalizare și cu un pod mare la punctul Boacă. După aceea suntem cu studii de fezabilitate terminate și în stadiu de proiectare a extinderii căminului cultural, cu extinderea primăriei, cu semnarea contractului prin CNI al căminului cultural. Prin PNDL avem 3 proiecte, înființarea, construirea unui dispensar, modernizarea 2 grădinițe de la Margină și Poiana Sărată, tot cu grădinițele am reușit să finalizăm grădinița de la Margină, făcând o grădiniță modernă, o sală de clasă, frumoasă, cu WC-uri pentru copii, cu fosă septică, deci la standarde europene, pentru a putea să ne obținem autorizațiile ISU pentru bună funcționare și sper să mergem în continuare în ritmul acesta. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost înțelegător cu noi și o să fiți în continuare înțelegător și vă doresc încă o dată multă sănătate, bucurie și prosperitate în viață. La sfârșit de an 2017, în calitate de primar al comunei Doftena, aș dori să-mi fac un raport de activitate cu privire la proiectele ce s-au derulat pe parcursul acestui an. Sigur, pot să motivez faptul că anul 2017 nu a fost un an chiar atât de ușor, dar mi-am prevăzut în bugetul local, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, câteva proiecte care am făcut de așa natură ca ele să poată să fie duse la bun sfârșit și totodată lucrările să fie achitate către agenții economici. Aș începe cu cea mai mare lucrare care aș putea să spun că s-a derulat pe perioada anului 2017 și anume podul care face legătura între satul Dofteana și satul Larga, podul peste râul Trotuș pe o lungime de 125 de metri și o valoare în bani vechi de 25 de miliarde care a fost finalizat în perioada anului 2016-2017, după numai 12 luni, deci după un an de zile, l-am dat și este funcțional. Tot anul acesta am derulat proiectul pe măsura 125, un drum de exploatare agricolă care face legătura între orașul Dărmănești și comuna Dofteana, pe câmpul, mai bine zis, dintre Dărmănești și Dofteana, pe o lungime de aproximativ 3 km, în valoare de 584.000 de euro, bani care am absorbit de la Uniunea Europeană și am achitat furnizorului. A fost făcută recepția finală, la ora actuală drumul este funcțional. Tot pe perioada acestui an, din buget local, din bugetul Consiliului Județean, din sume de echilibrări de la Ministerul de Finanțe, am reușit să derulez mai multe proiecte, cum ar fi Biserica 2 Dofteana în valoare de 5 miliarde, care ea deja este ridicată, acoperită, făcut fațada, urmând ca în perioada iernii, dacă ne permite și vremea, să putem să lucrăm la interior, finalizând instalația electrică, tâmplăria și bolta interioară.
Tot anul acesta am derulat mai multe proiecte, n-aș putea să vă spun, sunt chiar atât de mare. Am finalizat în satul Seaca rigolele de scurgere a apelor pluviale, am finalizat la familia zis Nicușor Lăzărescu pe o lungime de 22 de metri gabioane și o înălțime de 3 metri jumătate, lucrare care a fost finalizată. Am finalizat două cișmele de scurgere a apelor potabile, acolo unde se alimentează marea majoritate a trecătorilor și majoritatea cetățenilor din localitatea noastră care își iau apă și își fac provizii pentru acasă. Două cișmele în satul Bogata și una în satul Cucuieț, care le-am dat în funcțiune. Vorbesc lucrul acesta în funcțiune datorită faptului că s-au prezentat buletin de analize și apa este de cea mai bună calitate, este o apă potabilă. Tot anul acesta am derulat proiectul finalizării capelei mortuale de la Biserica Larga, o capelă care a fost începută de noi cu ani în urmă. Anul acesta am lucrat la finisaje și i-am dat drumul, ea fiind și la ora actuală funcțională. Am mai derulat multe proiecte, 3 proiecte europene și 3 guvernamentale, aș începe cu cele europene, pe măsura 7-2, un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro, în satul Hăgheac, în satul Dofteana, cu asfaltarea a 5,6 km de asfalt, dar suntem în faza de licitație a proiectului tehnic, urmând ca anul 2018 sperăm ca să lucrăm la acest proiect. Am derulat un proiect pe măsura, sub măsura 4-2, reparație cămin cultural în satul Bogata, tot proiect european, o valoare de 608.000 de euro, care suntem în fază de licitație și sper ca anul 2018 să și finalizăm această lucrare. Prin Galvarea Moldurii am derulat un proiect pentru reparații de infrastructură în satul Cucuiet, în cătunul numit Valea Codrului, pe o lungime de 715 metri, care va lua ființă în anul 2018, probabil cel târziu până în 2019, asfaltarea acestei suprafețe. Cele 3 proiecte guvernamentale care ne aflăm cu ele în fază de licitație este acel drum care face legătura între parcul dendrologic și Calea Nemirei, acolo unde mergem către Nemira, pe o lungime aproximativ de 3 km, se află în fază de licitație și în primăvara anului 2018 vom demara lucrările la acest drum. Tot proiect guvernamental, avem o grădiniță cu program normal la școala Scalar Loghi din Dofteana, în curtea școlii, mai bine zis, ne aflăm în fază de licitație, sperăm ca în anul 2018 să lucrăm, poate, nu știu dacă o și vom finaliza, căci lucrările sunt destul de ample. Acea grădiniță este P+1, care are o suprafață de peste 600 de metri pătrați. Tot un proiect guvernamental, avem construirea 2 poduri în satul Cucuiesc, lucrarea se află la licitație și sper că în anul 2018 să ne apucăm de această lucrare. Revin spunându-vă faptul că drumul care face legătura între parcul dendrologic și numit Pârău Adânc la intrarea pe Calea Nemirei, o trebuie să introducem apa potabilă pe o lungime de 3 km, căci dacă în primăvara anului viitor vom lucra la acest proiect, la asfaltare și modernizarea drumului, plus scurgerea apelor pluviale, normal că mai întâi trebuie să lucrăm, să îngropăm conducta de apă potabilă și apoi celelalte lucrări care stau la baza infrastructurii. Depășind aceste momente și explicându-vă aceste proiecte care noi le-am derulat și sunt de acum încolo iarăși în derulare pe următorii ani, avem canalizarea, care este un proiect început de noi cu mai mulți ani în urmă. Am început studiile de teren pe o suprafață de 27.000 de metri liniari în cele 5 sate, Cucuieț, Dofteana, Ștefan Vodă, Hăgheac și Seaca. Această lucrare va fi amplă, care ea cred că va începe la sfârșitul anului 2018-2019 și chiar dacă va fi un disconfort pe perioada construcției, dar fără canalizare, în conformitate cu dispozițiile Uniunii Europene, nu putem funcționa pentru că România va primi multe penalizări, inclusiv penalizări care se vor da la zi nelucrată. Aș dori să închei, dar nu înainte de a se încheia anul 2017, pentru că mai avem câteva
zilei, să spun așa, a început numărătoarea inversă și aș vrea să adresez câteva cuvinte cetățenilor din localitatea noastră, întrucât se apropie cumpăna dintre ani, trecem din anul 2017 în anul 2018 și aș vrea să le transmit să aibă parte de multă sănătate, multă căldură în sufletele lor, să-și aștepte pe cei dragi care se află în afara granițelor țării și nu numai, să sărbătorească sărbătorile liniștiți. Deci vă doresc să aveți sărbători liniștite, însuțite de tradiționalul la mulți ani. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vreau să urez tuturor locuitorilor comunei Ștefan cel Mare multă sănătate, fericire și tradiționalul la mulți ani. Să le dea Dumnezeu sănătate la toți! Dragi cetățeni ai Comunei Măgura, ne aflăm la finalul anului 2017 și mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite gândurile mele bune. Am parcurs împreună acest an, un an în care lucrurile au început să prindă contur, mai ales prin depunerea de proiecte pentru obținerea de fonduri europene. Am realizat și câteva investiții, care chiar dacă nu sunt de mare anvergură, consider că sunt benefice pentru comunitate. Gândurile mele bune se îndreaptă și către cei plecați în străinătate departe de familie. Îmi doresc ca anul 2018 să păstreze în sufletele noastre optimismul și dorința de a izbândi împreună. În numele Consiliului Local și al meu personal, vă doresc multă sănătate, fericire, sărbători cu bine, iar anul 2018 să ne aducă belșug, bucurie și realizări pe toate planurile. La mulți ani! Stimați locuitori ai Comunei Bogdănești, în luna decembrie se evidențiază prin ceva deosebit. Este a 12-a lună dintr-un an calendaristic, parafrazând, este al 12-lea ceas. Profit de amabilitatea televiziunii exclusiv TV să vă adresez câteva gânduri acum la final de an. Este, spuneam, o lună deosebită, deoarece oferă oamenilor posibilitatea, deci și nouă locuitorilor comunității din Bogdănești, să devenim un pic altfel. Este o perioadă când noi toți, deși cei din Bogdănești, devenim un pic mai reflexivi. Devenim un pic mai reflexivi atât în ceea ce privește existența noastră materială, realizările de peste an, dar ceea ce este interesant sau poate ar trebui să ne gândim mai mult la această specificitate pentru luna pe care o parcurgem, pentru apropierea de finalul anului, oamenii toți devin mai reflexivi pe partea spirituală. Este, așa, după cum spuneam, o perioadă de reflexie în raport cu ceea ce ne-am propus pentru anul 2017. Este și ocazia unor proiecții pentru ceea ce ne dorim pentru următorul an, nu întâmplător, cum se spune, pentru anul nou.
Este o perioadă când oamenii sunt mai apropiați, este o perioadă când orice comunitate locală se evidențiază prin ceea ce putem numi identitate locală. Mă gândesc la obiceiuri, mă gândesc la tradiții, mă gândesc la preocuparea, dacă vreți, în ceea ce privește regăsirea de sine, mă gândesc la ideea că încercăm să ne bucurăm. Evident, mă gândesc la ceea ce înseamnă poate mai mult adevărata bucurie, dincolo de daruri, dincolo de rețete culinare, dincolo de locul, de planurile pentru sfârșitul de an, mă gândesc la faptul că cel mai important este să ne regăsim cu cei apropiați nou, să ne bucurăm așadar. Administrația locală, fără îndoială, este în această situație deosebită de a-și face bilanțul pentru anul 2017 și o minimă proiectare pentru anul nou. Aș putea spune că dumneavoastră, împreună cu mine, putem concluziona că anul 2017 a fost un an bun pentru comunitatea locală, în sensul că nu am avut evenimente de natură să cauzeze prejudicii, nu am avut evenimente naturale care să provoace neplăceri. Am avut fiecare dintre noi și la nivelul administrației locale și realizări în conformitate cu ceea ce ne-am propus la un moment dat, așa după cum spuneam, ceea ce au însemnat proiecte. A fost, ca și în ultimii ani, o perioadă de creștere pentru comunitatea locală. Mă refer la partea de dezvoltare, la partea de dezvoltare finanțată prin bugetul local și alte surse legale. Mă gândesc în primul rând la ceea ce am dorit împreună, în primul rând realizările din zona infrastructurii locale, din zona infrastructurii funcționale. A reușit să modernizăm, să asfaltăm încă 3 drumuri. Se poate spune că la ora actuală comunitatea și-a rezolvat problema modernizării drumurilor, în sensul că avem o rețea de peste 8 km, realizată pe parcursul ultimilor ani. Am reușit să asigurăm condițiile corespunzătoare la standarde, zic eu, civilizate pentru instituțiile comunei, mă gândesc la școală în primul rând, la dispensar, la casa comunei. Nu au fost remarcate incidente funcționale, ar zice, dimpotrivă. Am continuat activitatea de proiectare pentru niște obiective așteptate de întreaga comunitate, astfel că suntem în situația de a semna un contract de finanțare pentru rețeaua de apă și canalizare, pentru stația de epurare, rețeaua în lungime de 12 km, care practic va flanca drumul central, drumul european, de o parte și alta, de la un capăt la celălalt al perimetrului, și o stație de epurare care va fi amplasată în zona periferică a satului Filipești. Suntem în situația pe o menținere a
masei care potențează veniturile bugetului local, agentelor economici, de data aceasta să procedăm, sper să se întâmple lucrul acesta în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare, unde vom încerca conform strategiei locale să ajutăm prin nivelurile impozabile principalele societăți, principale agenți economici care constituie baza de venituri a Consiliului Local. Deci, mai pe românește, să lărgim un pic impozitele, care nu numai că nu vor crește în comparație cu impozitele valabile pentru anul bugetar 2017, vor însemna o diminuare pe anumite zone. Acest lucru îl gândesc pentru a menține, pentru a face atractive pentru principalele fabrici pe care le avem, fabrica de confeti, fabricele care compun grupul Șerban, pentru a menține locurile de muncă, pentru a oferi atractivitate. În măsura în care aceste proiecții vor avea susținerea promisă, atât din veniturile locale, cât și din veniturile pe care le putem accesa prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, avem bucuria și mare așteptare ca și dumneavoastră, ca pentru anul nou, pentru anul fiscal 2018, să continuăm pe acest trend al creșterii infrastructurii, al dezvoltării locale, fără îndoială că este momentul să mă opresc aici, să închei și așa, după cum am început, că este o perioadă a regăsirii de sine pentru noi toți, am ocazia și cu mare drag să adresez urări de bine, multă sănătate pentru anul 2018, împlinirea tuturor dorințelor. Mă bucur alături de dumneavoastră să mă întâlnesc cu cei care se întorc din spațiul european pentru a se reseta, pentru a se regăsi cu familia lor, pentru a se bucura în ambientul local. La mulți ani, 2018! Multă sănătate pentru toți! Dragi cetățeni ai Comunei Urechești, ne aflăm la sfârșitul anului 2017. Pentru unii a fost un an mai bun, pentru alții un an poate mai puțin bun, dar în general pentru localitatea noastră pot să spun că a fost un an cu împliniri. În pragul sărbătorilor de iarnă, în care Iisus Hristos a venit cu lumina dătătoare de viață, vă doresc din tot sufletul să aveți sărbătorile fericite, cu bucurii, cu împliniri, și anul 2018 să vă aducă multă sănătate, satisfacții și numai bine. La mulți ani! Pentru că sfârșitul anului se apropie cu pași repezi, vă doresc ca sărbătorul de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranță și iubire. Iar anul nou, anul 2018, să vă aducă sănătate, putere de muncă și multe realizări atât de cei dragi. La mulți ani, sărbători fericite!
Iată-ne la sfârșitul anului 2017, un an în care am finalizat și început mai multe proiecte. Dintre proiectele finalizate, aș putea aminti, cred că cel mai important, obținerea finalizării pentru reabilitarea celor 5 km de drum din zona Bolătău. Consolidarea malurilor în zona Bolătău, maluri care au fost afectate în urma inundațiilor din 2016, finalizarea lucrărilor la stadion, înființarea unor spații de joacă în zona Pietrosu, Modrăzău, Zemeș și Bolătău, reabilitarea grupurilor sanitare în blocul Foraj, finalizarea amenajamentului silvic, refacerea cărților funciare și intaburarea mai multor terenuri pentru a putea obține proiecte de finanțare. Un proiect important a fost cel al asigurării transportului copiilor cu dizabilități la centrul de recuperare din Comănești și am reușit să acordăm concediile de odihnă însoțitorilor persoanelor cu handicap. Am reușit începerea picturii la Mănăstirea Stirigoi, iar pentru sărbători dorim să acordăm niște etichete sociale persoanelor vârstnice. Pentru anul 2018 avem în desfășurare mai multe proiecte. Aș aminti din ele proiectul pentru reabilitarea căminului cultural. Suntem în faza de licitație, depunerea pe gal a unui proiect pentru reabilitarea trotuarelor în comuna Zemeș. Avem proiect pentru modernizarea, renovarea și dotarea școlilor Ștefan cel Mare și Ion Creangă. Avem un proiect pentru sală de sport în comuna Zemeș. Avem un proiect pentru reabilitarea șanțurilor în comuna Zemeș, pentru reabilitarea dispensarelor și dotarea acestora, pentru reabilitarea părâului și a cișmelei din zona Canuș și ne dorim reabilitarea unor ulițe. Aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea și răbdarea de care ați dat dovadă și cu prilejul sărbătorilor de iarnă vă doresc multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă urez din partea mea personală și a Consiliului Local multă sănătate, fericire și să aveți zile frumoase împreună cu cei care vin acasă de sărbători. Iar anul 2018 să vă aducă prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îmi doresc să transmit din toată inima cetățenilor orașului Târgu Ocna multă sănătate, prosperitate, sărbători fericite, mult succes în noul an și la mulți și fericiți ani! ...2017 a fost pentru Dărmăneșteni un an foarte bun. Am avut proiecte din fonduri locale și din fonduri guvernamentale pe care le-am implementat. Aș vrea să enumăr doar o parte din aceste proiecte de care Dărmăneșteni avea o absolută nevoie. Împreună am reușit să asfaltăm drumul care duce la barajul de la Valea Uzului. Împreună am reabilitat zona blocurilor din strada Chimiei. Tot împreună am modernizat centrul civic al orașului Dărmănești.
Sigur că tot împreună am reușit să facem acel proiect de cadastrare gratuită a unor imobile din orașul Dărmănești și multe, multe, multe alte proiecte pe care împreună le-am derulat. Spre sfârșitul anului am primit o altă veste bună și anume am reușit să obținem finanțarea pentru reabilitarea tuturor blocurilor din Dărmănești. Sigur că am avut un an bun, așa cum spuneam, și datorită faptului că dărmăneștenii au fost alături de administrația publică locală și au plătit acele datorii, să zic, față de bugetul local și noi împreună spuneam că am reușit să ducem la bun sfârșit o parte din proiectele pe care în 2017 le aveam pe masa de lucru. Acum, la sfârșit de an, urez tuturor cetățenilor din Dărmănești un an bun, un an cu sănătate, un an cu multe realizări. Oriunde ați fi, dragi dărmăneșteni, în țară, în străinătate, vă așteptăm alături de administrația publică locală și să dea Dumnezeu ca 2018 să fie măcar la fel de bun cum a fost 2017. La mulți ani, oriunde ați fi! Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră, bună ziua moineșteni! Iată, ne aflăm astăzi la sfârșitul unui an, un an încărcat de evenimente și aș vrea să vă mulțumesc în primul rând că în acest an m-ați mandatat pentru o perioadă de 3 ani și jumătate de a fi primarul dumneavoastră. Am fost ales în iunie, după cum știți, cu un procent destul de mare, ceea ce înseamnă că mi-am făcut datoria și atunci când am ocupat funcția de viceprimar o perioadă de 8 ani și jumătate. Dar lăsând deoparte aceste evenimente politice, aș spune cu voce tare că sunt nu cel mai bun orator, dar mă consider un bun practician în administrația locală. Vreau să vă spun despre activitatea acestui an în mod special, despre studiile de fezabilitate, despre proiectele pe care le-am întocmit și pe care urmează să le implementăm în perioada imediat următoare. Nu a fost un an financiar deosebit de bun, pentru că sunt destule cheltuieli neprevăzute pentru municipalitate, dar iată că acum la final de an avem și probleme din această cauză cu cei de la Rompres care colectează deșeurile în municipiul Moinești și o să mă opresc să vă spun câteva cuvinte și despre acest proiect. Iată că e o criză la nivel de municipiul Moinești privind ridicarea deșeurilor prin suspendarea acestui serviciu de către operatorul regional. În 2010, cu toții, toate localitățile județului Bacău, respectiv 93, ne-am asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Salubritate și am demarat un proiect pentru colectarea și transportul deșeurilor la un depozit regional, respectiv în orașul Bacău, deoarece depozitele locale s-au închis în perioada 2013-2014. Astăzi, după ce a funcționat aproximativ 20 de luni acest proiect, ne aflăm în această situație datorită faptului că operatorul refuză colectarea deșeurilor întrucât se dorește plata unor persoane cărora nu li s-a prestat acest serviciu. De ce spun că nu li s-a prestat? Întrucât ei sunt plecați la lucru sau la studii în alte localități din țară sau din chiar și în localitățile țării. Sunt plecați în detenție sau cu alte treburi. Nu sunt la domiciliu, cu toate că au domiciliu pe raza municipiului Moinești, sunt în calcul ca și plătitori acestei utilități. Vă spun că nu este posibil să facem plăți pentru cei cărora nu li s-a prestat acest serviciu. Am făcut demersuri în acest sens, am participat la ședințele Comitetului Director al ADIS și cred că vom reuși să deblocăm această situație, având în vedere și ședința Consiliului Local, care a subvenționat o parte din datoriile presupuse, să spun așa, sau datoriile pe care le au
cei care nu au posibilități de plată, respectiv veterani de război, persoane cu handicap sau persoane înscrise la venitul minim garantat. Mai mult decât atât, s-a reușit încheierea de noi contracte cu agenții economici, a intrat în dezbatere publică tariful pentru anul următor. Iată că numărul populației în urma unui recensământ a mai crescut și cred că vor înțelege și cei de la Consiliul Județean și cei de la Rompresc că nu poate nimeni trăi atâta timp cât acest serviciu nu este efectuat. Este de utilitate publică și se creează o situație de risc atunci când serviciul de ridicare a deșeurilor nu este în conformitate cu normativele de mediu în vigoare. Eu cred că vom reuși, îmi doresc să continui acest proiect și gestionăm în continuare cu forțe proprii, dar în momentul când am o veste nouă, cu siguranță vă voi aduce la cunoștință, dar se va vedea de către dumneavoastră în spațiu public că situația s-a rezolvat. Și aduce în discuție proiectul pe apă și canal, un proiect care a adus plus în municipiul Măinești, în special în cartierele periurbane, Hangan, Văsâieș, Lucăcesc, Sat, Găzărie, unde s-a implementat acest proiect pe post mediu, s-au extins rețelele de apă și canalizare și cel mai bun lucru, au și unde deversa, într-un două stații de epurare noi, două stații care au costat 13 milioane de lei, de euro, bani proveniți de la Uniunea Europeană. Iar pentru extindere încă 4 milioane de euro, vedeți cu toții, urmează să lămurim cetățenii să se branșeze la aceste utilități, că sunt de necesitate pentru toți să trăim într-un oraș civilizat. Mai e de lucru la infrastructura rutieră. Știți cu toții, am întocmit 14 studii de fezabilitate, am depus aceste studii la Ministerul Dezvoltării pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Nu am primit încă finanțări la ele, sperăm să fie incluse în lista de buget pentru la anul. Sunt acele străzi pe care s-au implementat proiectele de apă, canal, au infrastructură pentru rețeaua de gaze și chiar fibră optică pentru camerele de luat vederi și alte utilități ce mai pot fi introduse în aceste cartiere. Mai mult decât atât, am obținut chiar finanțare pentru la anul, pentru școala Ștefan Luchian și un pod pe strada 1 Mai, din acest plan de dezvoltare locală, în valoare de aproximativ 10 milioane de ron. De asemenea, este în procedură de licitație, că așa aș vrea să amintesc că în portofoliul meu ca primar și a Consiliului Local care funcționează la nivelul municipiului Măinești, avem proiecte pe mai multe domenii, sănătate, educație, cultură, sport, toate sunt importante. M-aș opri la educație și vă spuneam de școli. Am obținut pe școala Ștefan Luchian, suntem în procedură de licitație cu școala Alexandru Sever, tot pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Probabil vom finaliza această procedură undeva în luna martie-aprilie și vom trece la execuție acolo, la reabilitarea școlii. De asemenea, pe anvelopări clădiri publice am depus două instituții de învățământ, respectiv Liceul Grigore Cobălcescu, cu o valoare de 2 milioane de euro, a trecut de prima etapă de evaluare. De asemenea, același lucru s-a întâmplat și cu școala George Enescu, care are un studiu de fezabilitate întocmit în valoare de 1 milion de euro. Urmează aceeași pași, în momentul de față este trecută de prima etapă de evaluare și această școală. Urmează de asemenea tot pe anvelopări clădiri publice sediu DAS, Direcția de Asistență Socială. Am mutat din cartierul Lucăcești, unde funcționa până astăzi, în nou sediu al direcției, respectiv acel bloc cumpărat de la Alcor în urmă cu ceva timp în fața Bisericii Sfântul Gheorghe. Deja acolo funcționează Direcția de Asistență Socială și deja este într-o etapă de evaluare proiectul în valoare de 2 milioane de euro pentru reabilitarea și anveloparea acelei clădiri. Iată că sunt proiecte care vor fi implementate la anul, sper să primim finanțare pentru ele. Mai e în lucru un proiect pe mobilitate urbană, știm cu toții cât e de necesar să descongestionăm orașul, să avem parcări, să avem un trafic descongestionat și nu aglomerat, cum se întâmplă destul de des în localitățile mari din țară. E acest plan de mobilitate, se lucrează, terminul depunerii este 20 martie, sper să-l terminăm. Acest plan prevede
atât refacere infrastructură rutieră pe strada Tudorla Dimerescu, Vasile Alexandrii, Libertății, Zorilor, dar și o pistă de bicicletă, refacere trotuare și acces către incintele blocurilor. Iată, aș mai aminti și de proiectul care l-am aprobat vineri în ședința de Consiliu, o extindere a Spitalului Municipal de Urgență, o extindere ce se realizează cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. Deja s-a făcut un studiu de fezabilitate, urmează să realizăm și celelalte documente pentru a le trimite companiei. Nu în ultimul rând aș vrea să mai amintesc despre centrul de agrement, Strandul. Dacă vă amintiți cu toții, vă spuneam că am depus la PNDL această locație. Acum refacem cu fonduri de la Compania Națională acest studiu la se va chema centru sportiv, care va cuprinde un bazin de not acoperit, o piscină în fosta locație a Strandului și câteva terenuri de sport și parcare. De asemenea și la hotel. Fosta denumire era hotel cu bază de tratament, acum îl vom numi centru de recuperare medicală, partea cu 4 etaje și demisol, parter, mezanin, vor fi atribuite companiei pe o perioadă a implementării Companiei Naționale de Investiții pentru a se realiza investiția, studiul de fezabilitate în vederea acelei investiții care o aminteam mai devreme, cât și vă pot spune de partea cealaltă cu 7 etaje, care a intrat într-un program al Agenției Naționale de Locuințe pentru a fi construite locuințe pentru medici. Și o veste de ultimă oră, în aceste locuințe vor putea locui și cei care au depășit vârsta de 35 de ani, nu o barieră care era până acum la cei care primeau o locuință ANL. De asemenea, în cartierul Lucăcești am început 2 blocuri, vor fi 52 de locuințe, tot cu Agenția Națională de Locuințe. Dar acestea sunt proiecte pentru cele care le-am realizat în acest an ca și studii de fezabilitate, urmăm procedurile pentru implementarea lor. Vreau să vă spun că bugetul pe acest an a fost realizat în proporție de 90%, mă refer la încasări aici. Sper să recuperăm și cei 10% în timpul care a mai rămas până la sfârșitul anului și la anul să avem și un buget mai dezvoltat de investiții și în mod deosebit pe infrastructură rutieră, pe educație, cum le menționam mai înainte. Nu rămâne decât decât să vă urez să aveți un an nou fericit, sărbători fericite, să realizați tot ceea ce v-ați propus alături de cei dragi, să fiți alături de administrația locală și să știți că vă stau oricând la dispoziție cu ușa deschisă pentru a discuta problemele pe care le aveți, pentru a face propuneri dacă sunt pentru ca cei din municipiul Moines să ducă un trai decent, așa cum ne-l dorim cu toții. La mulți ani! 2018, la mulți ani români, la mulți ani moineșteni. Bună ziua, dragii mei concetățeni! Moment de a face un bilanț al anului 2017, de care eu vreau să mă folosesc pentru a fi alături de dumneavoastră cu tot ceea ce a însemnat munca colectivului din primărie, a Consiliului Local și a primarului în slujba cetățenilor din comun. Un an cu urcușuri și coborâșuri. Un an cu rezultate bune, dar care puteau fi și mai bune. Sincer, aș vrea să fiu alături de dumneavoastră poate mai mult decât ceea ce sunt astăzi. Dar și dumneavoastră vă rog să credeți că și la primărie este ca și în familia noastră. Avem bani, facem, nu avem bani, încercăm să ne folosim de tot ceea ce la ora actuală noi gestionăm. Utilaje, fondurile mici, puține, de care noi dispunem și întocmirea unor proiecte europene
de valoare care să ne aducă cât mai mult aport în viața de zi cu zi a cetățenilor din comună. Enumerând doar câteva din lucrările care s-au înfăptuit în această perioadă de timp, aș începe cu un lucru foarte important. Două etape de dig, practic, care încheie cei 2,2 km de la Cristian și până în podul de la Gura Văiei, fapt ce va duce la o stare de liniște a tuturor cetățenilor, a tuturor celor care se află și locuiesc pe malul stâng al trotufului. Aș continua cu alimentarea cu apă Gura Văiei Pătrășcani. În cel mult două zile vom definitiva toate racordurile cu apă în cele două sate și sperăm ca cel târziu, până în anul nou, să dăm drumă la presiune și oamenii să beneficieze de apă în case. Tot la acest capitol, alimentare cu apă, deși de multe ori mulți n-au crezut, eu am spus că se va face. Nu aș vrea ca întotdeauna pe Facebook sau oriunde mă întâlnesc cu cetățenii să repet același lucru. Sunt omul faptelor, nu al vorbelor deșarte. Alimentare cu apă, Gura Văiei, dar însemnă în satele, celelalte 5 sate, Motocești, Temelia, Păltinata, Capăta, Dumbrava, se face. S-a terminat procedura de achiziție publică și chiar după toate contestațiile făcute de două firme, soluția dată de comisia de la Gura Văiei a fost menținută și a rămas aceeași, fapt care duce la începerea lucrărilor imediat după sărbătorile de iarnă, asta însemnând undeva în jurul datei de 10 decembrie, o să vedeți utilajele pe drum care vor începe lucrările de alimentare la cele 5 sate enumerate mai sus. Voi remarca în mod deosebit construcția căminului de la Dumbrava, care la ora actuală este definitivat în proporție de 75%. Aici am avut alocați în buget, fiindcă atâta ne-a permis bugetul, doar o sumă de 350.000 de lei. Anul următor vom prinde în buget toată suma pentru a acoperi contravaloarea lucrărilor și definitivarea, sper, deci spun, sper și am certitudine aproape 90% că o vom termina această lucrare în jurul Paștelui. Bun ar fi și frumos ar fi să primim sărbătorile pascale cu clădire nouă pentru cetățenii din Dumbrava, Capăta și chiar Păltinata și Temelii. Refacerea drumurilor comunale și locale în toate satele, începând de la prima și până la ultima uliță. Aici menționez că utilajele primăriei, boldescavator și basculantă au mers non-stop. Pentru ele am avut permanent asigurate piesele de schimb, asigurările, rovinete și motorină și tot ceea ce a însemnat combustibil și salarii la cei doi salariați. Pentru latura spirituală a cetățenilor, aș vrea să menționez că împreună cu cei din Pupu, tot Consiliul Local Gura Văiei, am mers pentru a aduce o clipă de bucurie copiilor micuți de la școală și de la grupele premergătoare, pregătitoare, inclusiv la câțiva copii mai necăjiți și amărâți, cărora de Sfântul Nicolae le-am adus câteva cadouri și, sincer, chiar am trăit câteva clipe minunate la bucuria copiilor care au beneficiat de acele cadouri. Am încercat și cred că am reușit ca toți salariații din primărie să răspundem prezent tuturor solicitărilor și cererilor dumneavoastră.
cu mici inadvertențe, poate, cred că ne-am ridicat tacheta acolo unde trebuie să fie locul funcționarului public. Școlile din comună și-au desfășurat activitatea corect și permanent, fără sincope, având tot ceea ce le trebuie pentru desfășurarea în bune condiții a activității, însemnând material de curățenie, calculatoare, curent, motorină, benzină, piese de schimb pentru cele trei microbuze. Țin pe această cale să mulțumesc profesorilor, doamnei director, celor care au pus suflet și au pregătit copiii. Menționez chiar că am avut rezultate bune, iar la control efectuat din partea inspectoratului școlar, Comuna Gura Vâi a obținut foarte, foarte bine. Aici aș avea doar mențiunea că aș mai vrea. Eu totdeauna vreau ceva în plus pe lângă ceea ce este astăzi. Aș vrea o formație de dansuri, aș vrea o formație instrument cu toți copiii care știu să cânte la un instrument, o piesă de teatru, o trupă de teatru, aș vrea o echipă de fotbal, de mini-fotbal, de handbal, câțiva copii care să meargă la competiții între școli, între alte comune și orașe din țară. Pregătirea pentru dezăpezire o avem făcută cum trebuie. Chiar dacă pe Facebook observăm că se intră într-o alertă maximă, 3 centimetri de zăpadă, acum la duminică toată lumea țipa, domnule, aute, nu iese utilajul primăriei să dezăpezească. Dragii mei, acele utilaje sunt făcute pentru și programate pentru drumuri locale și comunale. Drumul județean, aș vrea să înțeleagă foarte bine, aparține Direcției Județene de Drumuri și Poduri, care are o firmă care este obligată să dezăpezească și să dea antiderapant pentru a putea să se desfășoare circulația în mod civilizat. Aș vrea chiar să subliniez acest lucru, doar în condițiile în care, și am făcut-o și în anii din urmă, vom observa că nu-și vor face datoria, vom interveni la 4 dimineața sau indiferent de oră și cu utilajele noastre și apoi vom face plângere Direcției Județene de Drumuri pentru sancționarea celor care se fac vinovați pentru că nu-și fac datoria și încasează bani. Cred că și dumneavoastră a sesizat că n-au venit când a fost prima zăpadă, dar când șoseaua era uscată, mașina și-a făcut kilometri, mașina de dezăpezire și-a făcut kilometri pentru a încasa pe baza GPS-ului și kilometrilor care îi parcurg cu lama pe sus și fără a da de antiderapant, își iau bănuții. Ei, aici vom fi cu ochii pe ei. Referitor la transportul în comun, n-aș vrea să vă arăt câte sesizări am făcut tuturor forurilor competente. Inspecția Județeană de Drumuri și Poduri, prefecturii, firme respective, în urma tuturor apelurilor noastre disperate pe baza și semnăturilor, cel puțin 140 de semnături de la cetățenii care mergeau cu autobuzele, situația s-a îmbunătățit și sperăm ca să fie și mai bună și chiar sperăm că se va diminua un pic și prețul biletelor, deoarece și aici au sărit un pic sus. Dacă observați, la orele de vârf, acum vin mai multe autobuze și sunt 2 autobuze pe care nu le-am văzut până acum pe zonă, mult mai noi și mai silențioase. Mergând la vise, mergând la speranțe, mergând cu dorința și cu gândul de a face ceva pentru cetățenii comunei, aș vrea să vă informez că în bugetul anului următor vom avea prinse sumele pentru Căminul Cultural Dumbrava, pentru etapa de dig a Val de Pod. Țin neapărat să încheie această etapă, lucru ce ar duce la o viață civilizată
a oamenilor care merg pe o cărare, zona Pod-Gura-Văi, familia Burghelea și Andronic. Acei bieți oameni merg pe o cărare și este inuman ca în caz de o urgență, și am avut chiar în speță o asemenea intervenție, de un incendiu, acești oameni nici nu au cum să intervină pentru a le proteja bunurile și viața. Vă pot anunța că în master planul județului Bacău pentru comuna Gura-Văi avem pentru satele Gura-Văi și Pătrășcani prevăzută, definitivat deja, proiectul pentru canalizare cu 3 stații de pompare și o stație de tratare care este undeva la Pătrășcani, zona de Cenușă. Vom reface grupurile sanitare de la școala Dumbrava. Este o certitudine printr-un parteneriat cu UNICEF-ul și 1-2 ONG-uri. Vom reface terenul de sport la Temelia și Dumbrava. La podul Bene, tot în urma sesizărilor făcute la cei de la Inspectoratul de Situații de Urgență, la Prefectură, la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, au venit specialiști, au făcut proiectul și suntem în stadiu în care zilele astea domnul inspector Panțiru, inspectorul de urbanism, doar trebuie să dea avizul pentru eliberarea autorizației de construcție. Deci acea zonă se va reface în totalitate, inclusiv podul de la Pârâu Bene. Este o lucrare care așa am prins-o, dar cu ajutorul Dumnezeu, în acest an o vom definitiva. În aceeași ordine de idei, vreau să vă informez că avem un proiect care va fi depus imediat după sărbători, este definitivat. Nu am avut banii necesari pentru plată consultanței și a proiectării. Îi vom prinde în bugetul anului următor și imediat până pe 15-30 ianuarie anul următor vom depune acel proiect cu 5 km de drum asfaltat. Acele porțiuni de drum asfaltat vor fi drumul de la Stavarache din Temelia la ieșire spre Păltinata până la școală Păltinata, drumul de la Dumbrava, de la Troiță spre Nata la familia Calin, Roman, Filip Ros, drumul de la Pătrășcani, de la stația de autobuz Pătrășcani până la ultima casă și drumul de la casa parohială până lângă biserica din jos, la Paulică Bontaș, Davidescu și la familia Cristian, la podul de la Cristian. Sperăm ca bugetul României să permită aprobarea acestui proiect, ar fi benefic și foarte necesar pentru o civilizație la care noi tindem. Ar fi ideal, fiindcă ar fi venit după canalizare și după stațiile de pompare, ar urma asfaltarea. Cu regret țin să vă anunț că în urma studiului de impact sau a unui studiu făcut cu mulți cetățeni din Gura-Văie și Pătrășcani, doar 10-12% din cetățeni și-au exprimat dorința de a continua proiectul de gaze. Sincer, ar fi ideal. Dar în conjunctura în care vedem că rezervele de gaz ale României și chiar la nivel mondial sunt din ce în ce mai scăzute, suntem cu capul pe umeri și nu are rost să băgăm miliarde de lei într-o lucrare care nimeni, sau aproape nimeni, practic sondajul spune foarte clar, cam 88% au spus nu, nu vom avea bani pentru racord. Un racord numai de la conductă până în casă cu proiectul tot se duce în jur la 3.000 de lei. Chiar dacă stăm un pic și ne gândim, în sat au rămas oameni care au putere financiară mai mică, care drămuiesc banii de pe o zi pe alta. În principiu, consider că, alături de dumneavoastră, alături de Consiliul Local,
de toți factorii de răspundere, inclusiv preoți, paroi, profesori, poliție, chiar vorbind de medicul de familie de la Gurabăie, aici iar am o promisiune neîndeplinită. Am cumpărat spațiu de la Dumbrava. Am dat toată suma. În acest an am plătit tot și încă nu am primit răspuns favorabil pentru a avea un medic la Dumbrava. Este trist, dar este adevărat. Este o lipsă acută de medici în România, în special la țară. La nivel de România urmărim emisiunile la televizor și chiar vă pot da răspunsul primit. Este o lipsă de 2100 de medici de familie. Îmi pare rău, era strict necesar, acolo este o comunitate de cel puțin 1300-1400 de asigurați cu fișe cu tot. Spațiul era autorizat, era perfect. Ce pot să vă mai spun legat de medicul de familie? La Gurabăie, printr-un parteneriat cu un ONG din Olanda, am reușit și am refăcut spațiul de la CAP. Acolo s-au băgat de către olandezi în jur de 25.000 de euro. Este o lucrare perfect făcută, foarte bine compartimentat acel spațiu și vom muta spațiu medicul de familie de la cămin, el acum funcționând la etaj, oamenii în vârstă, oamenii cu grad de handicap nu pot urca la etaj, se va muta începând cu sfârșitul lunii ianuarie la noua clădire făcută cu încălzire centrală, tot făcut conform normelor în vigoare pentru a primi autorizările de la Direcția de Sănătate Publică. Poate timpul pentru a nu abuza de bunăvoința dumneavoastră mă va face să omit una sau două din proiectele pe care le am. Dar, cu certitudine, la momentul în care dumneavoastră veți vedea utilaje, veți vedea că o parte din speranțele și visele dumneavoastră se vor împlini, atunci veți simți că acest colectiv al primăriei Gurabăie vă iubește, este alături de dumneavoastră. Având în vedere finalul de an, apropierea sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, faptul că noi moldovenii întotdeauna de Anul Nou primim cu prugușorul, cu doba, zianul, cai, vă așteptăm cu drag la sărbătorile prilejuite de aceste zile frumoase. Vom fi alături de dumneavoastră în orice clipă și în orice moment. Dragii mei, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea de a ajunge un asemenea și a trăi un asemenea moment. Este o onoare pentru mine să fiu primarul dumneavoastră. Vă doresc un an bun și fericit. Familiile dumneavoastră să fie într-un progres continuu și întotdeauna să beneficiați de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. O viață mai bună și multă, multă sănătate. La mulți ani, 2018, și mult noroc, dragii mei! Dragi locuitori ai comunei Balcani, Balcaniu este comuna inimilor noastre, o comună într-o continuă dezvoltare pe care cu toții o sprijinim. Acum, la sfârșit de an, vă mulțumesc pentru încrederea și sprijinul pe care mi l-ați acordat de-a lungul anului în realizarea proiectelor și obiectivelor din comună. Pentru anul 2018 vă invit să faceți aprecieri și propuneri, iar noi ne vom strădui să le punem în practică pentru folosul comunității.
la cum până din 3 ani, să privim înapoi cu iertare, înainte cu încredere și speranța care să deschidă poarta spre un an nou plin de împliniri, realizări și succese. La mulți ani! Dragi cetățeni ai Comunei Strugari, ne pregătim să întâmpinăm marea sărbătoare a nașterii Domnului și noul an 2018, momentul din an când gândurile mele, cele mai profunde, se îndreaptă cu respect și prețuire spre voi toți, când trebuie să fim mai buni, mai toleranți și să ne punem în balanță atât realizările cât și planurile de viitor. Este o perioadă din an tocmai potrivită pentru a uita de rele și pentru a urma pilda sfântă în care bătrânii înțelepți ne învață că dar din dar se face rai. La fel de bine, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne amintește nouă muritorilor de rând că suntem oameni și am venit pe pământ să învățăm să facem fapte bune. Dacă 2017 a fost un an bun, sperăm ca 2018 să fie un an cu împliniri, un an mai bun. Iar eu voi face tot ceea ce îmi stă în putere să duc această misiune la bun sfârșit, în serviciul vostru, al locuitorilor acestei comune, a Comunei Strugari. Crăciunul și anul nou să vă găsească în pace și bucurie alături de familiile dumneavoastră și de cei pe care îi îndrăgiți. Vă doresc sărbători fericite, un an nou plin cu belșug, prosperitate și însemnate realizări pe plan personal și profesional. La mulți ani, dragi locuitori ai Comunei Strugari, sărbători fericite! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, primarul Comunei Pârgăreș vă urează tuturor locuitorilor comunei multă sănătate, gânduri bune și multe realizări în anul 2018. Doresc ca în această perioadă să fim mai buni, să ne deschidem ușile pentru oaspeții dragi și inima pentru speranță, bucurie și lumină. Să privim înainte cu încredere, cu răbdare, știind că dacă avem credință, drumul nostru va fi presărat cu împliniri. 2017 a fost un an bun. Au fost depuse 3 proiecte pe fonduri europene, reabilitarea și modernizarea iluminatului public, achiziționare buldo excavator, dotare cămin cultural Nicorești, precum și finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural din Bacna și extinderea rețea electrică de iluminat public pe strada Petru Rareș, sat Nicorești. Tot în acest an am avut onoarea de a organiza evenimentul a 100 de ani de la legendarele lupte de pe dealul Coșna. Să sperăm că anul 2018 va fi mult mai bun, iar eu voi face tot ce îmi stă în putere să duc această misiune la bun sfârșit. Vă doresc un Crăciun fericit, sărbători pline de optimism și un an nou plin de bucurie. La mulți ani! Dragi cetățeni ai Comunei Coțofănești, încheiem un an 2017 cu multe împliniri,
care zic eu că sunt spre binele dumneavoastră a comunității. Aș reaminti doar câteva investiții mari care au prins contur și s-au finalizat în decursul anului 2017 și aș reaminti asfaltarea celor două sate, Coțofănești și Bâlca, aducțiune de apă în satul Tămășoaia, achiziționarea unui buldoz excavator pentru treburile gospodărești ale comunei și construirea unei grădinițe noi în satul Bâlca. Fiindcă acest an se încheie cu un bilanț, spun eu, pozitiv, țin să vă spun și să vă urez de sfintele sărbători cu ocazia nașterii Domnului nostru Iisus Hristos gândurile mele bune și doresc din toată inima sănătate, prosperitate și liniște sufletească. Nou an să vă aduc în case mult noroc și bucurii alături de cei dragi. Sărbători fericite, la mulți ani!